minore, a cărei și mama este arestată. Ce este dureros că ea nu conștientizează că este o victimă, dar este o... Era chiar victima mamei ei? Era și victima mamei ei. La fel de dureros este că ea va face 16 ani în toamnă și nu-și cunoștea data nașterii. A absolvit 4 clase și nu știe să citească. Greu este ca ea să colaboreze cu noi. Cum reușiți să ajungeți la sufletul fetelor? Deci în cazul ei deocamdată este o realitate, nu am ajuns la sufletul ei.